Salut și pe Vanxia, un nou episod din Party Panic, sunt aici împreună cu Pisica. Bună! Remususu! Salut! Și cu Drăgoșelu! Salut! Și astăzi ne vom juca jocul ăsta, nu știu dacă îl mai țineți voi minte, am jucat acum foarte multă vreme. Practic este un joc similar cu Gang Beasts în stil, dar numai că ai o grămadă de minigame-uri și fiecare rundă e alt minigame. Nu uitați să apăsați acolo butonașul de like dacă vă place, am să dau ready. Și hai să pornim la drum. Deci primul minigame este Avalanche. Avalanche? Așa se numește. Aoleu! Deci eu sunt vikingul, Remus este faraon. Faraon? Da. Pisica ce e? Remus faraon. Pisica este tigru. Avalanche! Tigru. Ah, deci eu sunt verde, ca să știți. Eu sunt roz. Pisica e roz. Care mi-a dat pumn? Eu. Eu nu sunt agresivă. Ia mă luați mă pumn. Ia mă luați pumn că vă dau. Mă duc după Dragoș să-i dau pumn, fii atent. Nu! No! Nu Remus! Nu Remus! Dragoș! Ia de aici! Vezi dacă dai pumn! I-am dat pumn lui Dragoș! Eu cum am câștigat Dragoș? Te-a dat pumn cu Bluetooth, ceva de genul. Am văzut! Nu, cred că a venit avalanșa și din cauza asta. Ideea este cine ajunge primul la 5000 de puncte. Ăla câștigă, da? Bă, nu da pumn! Nu da pum, nu da pum, dar dați pum, ia? Ia vină mă încoace, ia vină mă încoace. Să nu uitați să apăsați pe ready. Aoleu. Așa, câte like-uri strângem la episodul ăsta? Ia ziceți repede. 17.000 de like-uri. Aoleu. Wow. Mamă, 17.000 de like-uri. Ia să vedem. Hai că merită. Da, 17.000 de like-uri. Wow! Mamă, ia uite și lumea din spate zice. Hai. Ce e asta? Ce trebuie să fac aici? Aoleu. Trebuie să cucerești cât mai multe puncte. E să prind cu ea pe Minecraft. Se topesc alea pe care calci. Se topesc alea pe care calci. Trebuie să ai grijă. Am picat. Nu-mi zic că a câștigat. Nu-mi zi. Dragoș. Mamă, ia uite mă. Deci fiecare minigame este diferit și trebuie să facem cât mai multe puncte. Aici suntem în lobby, cum ar veni. Am 800 de puncte. Bă, Dragoș câștigă. Wacky Whale. Fugi cât poți de tare. Hai să vedem. Cine fuge cât poate de tare? Hai da. Eu sunt pregătit. Aoleu, o să spargă asta. Nu. Fugiți. Date, că vine chestia asta după mine, date. A murit primul. Aoleu, te vă mănâncă balena. E clar. Pisica, pleacă, lasă-mă doar pe mine. Eu nu fac nimica. Tu de aici. Maxi, vine, te lasă. Eu lasă câștigă runda mea. Aoleu, cutiile. Bă! Fugi. Nu mai poți să apăsi. Mamă, cât de greu s-a pus, fac mușchi. Dar balena aia nu-și mușcă limba, nu știu. Nu știu. E foarte ciudată balena asta, dar... Hai, a câștigat eu? A pisica. Da. Ba nu. Aici e câte puncte câștigi. Am impresia că 1000 de puncte per rundă poți să câștigi maximum. Da. Yeah. A câștigat pisica runda aceasta. Nu știu, balena una încă? Mamă, hai să vedem, cine are cele mai multe puncte dintre toate? Pisica! Nu, Max are. Nu, eu am, surprizător. Deci X, H, Y. Bun, acum minigame-ul ăsta este picture perfect. Trebuie să sari pe blocuri și să le schimbi imaginea și să faci o imagine de ansamblu, un fel de puzzle. Dar te poți duce și la oponenții tăi să îi încurci sau să-i bați în timp eu ce fac. La Max. Nu veni la mine, te rog frumos, lasă-mă să-mi fac portretul. Te rog frumos. Deci fii atent, eu sunt ăla din colțul din dreapta de sus. Fii atent că îmi fac portretul. Care vine la mine și ia bătaie? Care vine la mine și ia bătaie, rău de tot. Care vine la mine și ia mare bătaie? Și la mine, vă luați bătaie de nu mai știți de voi. Da, cum faceți voi așa de multe puncte? Vreau și eu să știu. Remus! Da. A venit Remus la tine să te bată? Exact. Tu ai venit la mine. Cum adică? Bă, dar de ce nu fac așa de multe puncte? Pisica, nu! Așa, mamă, nu veniți la mine, bateți-vă între voi, Remus, pleacă de aici, pleacă! Și la Max, așa. Bă, de ce, mă? Pleacă de aici! Pisica, Remus, am stricat desenul! Păi... Nu! Afară, nu! Maxu, pleacă de aici! A câștigat Remus! Bă, Remus, dar tu cum ai făcut așa de multe puncte? Că a fost lăsat în pace! Am înțeles. Nu, Remus ne bătea pe toți. Am văzut! A venit cu scandal la noi. Rupin Rucus, there is money hiding in the tall grass, cut it down to find the riches. Deci trebuie să tai iarba ca să găsești bănuții. Bun, hai să vedem. Băi, foarte tare jocul ăsta. Noi l-am mai jucat pe canal acum foarte multă vreme, dar am jucat în 2. În 4 e mai interesant. Da. Așa. Hai, Faraone, băi, am dat. Hai. Să vedem. Mam.
Ia să vedem ce se va întâmpla. Find the gems. Hai, trebuie neapărat să câștig. Deci trebuie să tăiem pe aici iarba. Și care găsește cele mai multe diamante de astea sau ce ori fi ele. Ia mă, pleacă de... Aaaa, vreau să mă ridic. Ia mă, pleacă. Ce l-am aruncat? Mamă, ce mi-a dat una. Mamă, ce i-am dat pisicii. Vail de capul meu. Bă! Bă, ați burat! Nu dă-mi max. No, dați-mi max. Bă, dați-mi max, bă, bă! Nu dați-mi max, nu, 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 nu. Dați-mi max. Uuu, ce viteză am! Aha, nu mai ai! Viteza, gata. Am lăsat frate, nu-i corect, nu-i corect, vreau... E, nu. Bă, ce marge de dat! Nu, unde sunt? Nu pot să cred, nu pot să cred, nu pot să cred dacă știu. I-am dat de la m-a dormit. Bă, nu vă mai bateți mă în lobby. Ce aveți cu mine, uitați că eu sunt mort acolo. Aoleu, Chasers! Aoleu, căutătorii de fantome! Don't let the ghost spook you! If you get spooked, you'll turn into a ghost. Deci de te... nu lăsa fantoma să te transforme. Ok, dă-i, dați-i ready acolo, hai să vedem. Am dat. E cu fantome asta, mă, nu te joci. Nu te joci, nu te încurci. Ia să vedem. Aoleu, fugi. Aoleu, nu! Nu! Aha, după Remus vine fantoma în primul. Păi știe jocul, ce știe. Aoleu! Ia uite, ia uite, nu mă vei rog! E de faraon de-aia, că e ceva de... Bă, lasă-mă! Nu! Aaaa, sunt două fantome acum. M-am piedicat. Toată lumea e fantomă și mă făgurește pe mine. Deci fii atent, voi vă transformați în fantomă. Dar nu controlăm noi. Da, da. Bă, câștiga Max, că a făcut cele mai multe puncte, da. Deci stai, nu voi controlați fantomele. Nu, sunt automații, sunt mai multe. Bă, dar de ce? Bă, Dragoș, dar de ce mă bați, mă, lobby? Păi vreau și eu să fiu primul care duc. Heads are falling from the sky, collect them to get points. Deci pică capete din ceruri, colectează capetele să primești puncte. Ok, hai să vedem. Am dat ready, da și voi. Să colectăm capetele din ceruri, sunt curios. De ready, Max. Eu mai sunt. Da. Da, e ciudat că trebuie să ții aposașiu, eu nu știu, apăs ca crezând că a pornit. Bă, tai! Stai. Olu! De ce vă... Oh my god. E cu bătaie, mă, e cu bătaie. Dar las, mă, bătaie de... Ia, mă, Dragoș, bătaie de aici. Ia uite, bă, dar vreau să dau și eu cu tine. Capetele mele, capetele mele. Capetele mele, nu! Bă! Pisică mișcă. Mi-a dat de marjurii. Chiar mi-a dat un om, deși am apăsat. Vedeți că Remus are foarte mult, cu foarte multe puncte, nu-i corect? Pentru că știu să mă joc. Da? Da. Ia, mă. Nu, mi-a furat capetele, Dragoș! Dragoș... Nu! Dragoș, e vinul! Eu uite, mi-a dat pe la spate. Aveți grijă la pisica, că ea face cel mai mult. Max, așa faci. Ba nu, am 420, cât ai și tu! Eu am cele mai multe puncte! Ba nu am! Remus! Nu, e imposibil! Frate, ai avut foarte... N-ai avut cu mult în față de mine, ai avut o diferență foarte mică. No, hai să vedem cine câștigă până la urmă, și a urma, cu de toate. X și B. X și B, hai. Deliver presents by throne. Deci trebuie să dai cadouri. E cu suntem curieri, mă, ați înțeles? Și trebuie să dăm stânga dreapta și trebuie să nimerim ușile. Dacă nu nimerești ușile, îți cade din punctaj. Ok, hai să vedem. Cine va reuși să ducă cele mai multe cadouri? Bă, eu sper că eu voi reuși să duc cele mai multe cadouri. Am ratat deja. Și eu. Și eu le ratez pe toate. Am dat pe lângă, rău de tot. Nu sunt un curier bun. Dragoș, lasă mai în față puțin și trebuie să anticipezi dinainte. Păi anticipează, nu te lua după cum aruncă ceilalți. Dar nici nu mă uit la voi. Mi-a scăzut, nu-i bine. Hop, hai că încep să le numeresc bine. Cadourile mele sunt alea verzi, cred că. Alea roz. Păi în funcție de ce culoare ai tu. Dar vezi că uneori sunt mai mari, uneori sunt mai mici. Mai mici, da. Depinde de fiecare ce comandă. Da. Păi astea-s cadouri de Moș Crăciun. Păi și-au comandat cadourile de Moș Crăciun, ce? Și noi trebuie să le livrăm. Cu scrisoare, a făcut scrisoare la Moșu. Du-te tu, Remus! A făcut tu e cel mai tare azi. Frate! 50 de puncte în plus, dar nu înțeleg de unde le-a scos, ok? Mike Scramble, don't get squished by the falling spikes, cut zip, use the shadows to find safety. Space. What? Ready. Pardon. Așa. Bă, dar de ce vă bateți în lobby? Vreau să știu de ce e atâta violență în lobby. Pisica asta are la bătaie. Suntem foarte furioși. Nu știu ce e asta. Nu, ce asta? Ok. Fii atent că-s diferite forme. Wow. M-a prins. A murit.
Oh, nu! Da. Pisica a câștigat! Yes. Da. N-am mai văzut minigame-ul ăsta niciodată, nu eram pregătit, ok? Sunt foarte furos, o să vă bat pe toți. Bă, nu mă bate! Deci aveți grijă, primul care ajunge la 5000 de puncte câștigă. Oh, spook, da, știu, spooky shootout, ghosts are haunting the house, shoot them. Deci avem fantome în casă și cine le împușcă cele mai multe câștigă. Ok, ok. Să le împuși pe toate. Să le împuși pe toate. Pardon, mă scuzați, mă scuzați. Care treabă să ne bată? Mă scuzați, mă scuzați. Nu dă ready, mă, ea nu dă ready. Nu-mi vreau că v-ați dau cu pumnul. Auleu. Aha, dar cum trag, nu știu. Am aimbot. E cu hack. Remus are hack, nu e corect. Aia roșie dă mai multe puncte ore? Bă, dar cum trageți, mă, așa repede voi? Nu știu, de la... Talent, cu aimbot-ul. Aveți aimbot-ul. Avem de toate. Bă, nu mai trageți în astea ale mele, astea sunt ale mele, le-am rezervat eu. Ia uite-l, bă, pe Maxi Vinetti. Să vezi de nu câștig meciul ăsta. S-ar putea, no, clar câștigi. Ba, câștigă, da. Să vezi de nu câștig jocul de tot. Da. Da, că... Ba, da. Vrei să vezi câștig tot meciul? De la început, fii atent, 1000 de puncte, ia. Hai să vedem cine a câștigat tot. Hai să vedem cine a câștigat așa orba. Max. Ia. Ce zici? Bă, tai pe Max! Exact! Bă, tai pe Max! Mă, lăsați-mă în pace! Eu nu mă așteptam la asta. Max a câștigat așa orba cu de toate! Nu, nu ne dai! Nu, e doar a mea! Vă dau eu din trebuie ciorii mei. Aoleu, bă, mie mi-a plăcut joculețul, ăsta chiar mi-a plăcut. Să ne spuneți în comentarii dacă v-a plăcut și vouă, dacă vă mai doriți să mai facem episoade, pentru că mi se pare un joc destul de tare. Știi că noi mai postăm gangbiz, dar să mai alternăm și cu alte chestii. De exemplu, acest joc m-a dat cineva afară din casă. Eu te-am scos pe ușă, hai. Aoleu, bă, lul, am ieșit de tot. O să văd afară. Ce ciudat. Ia, mă, ia de-i. Mă întorc înapoi în casă. M-am lăsat afară. Mi-a dat ăla rece. Bun, asta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, dați acolo un like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pam! Pam! Pa, pa!